Salutare, sunt Claudiu Sima de la Mobilissimo, iar el este LG G6, probabil cel mai frumos telefon lansat aici în Barcelona. După cum puteți vedea, avem parte de un display ce ocupă mare parte din suprafața frontală, mai precis 80%. Display-ul este rotunjit în colțuri și el este o unitate de 5.7 inch cu rezoluție Quad HD Plus de 2180x1440 de pixeli. Avem partea de sus camera frontală selfie, senzorii de lumină și proximitate, earpiece-ul, la bază doar logo-ul LG, butoane capacitive de control, în partea din stânga butoanele de volum, iar pe spate întâlnim camera foto duală cu doi senzori de 13 megapixeli, unul dintre aceștia fiind de tip wide. Camera vine și cu blitz dual tone, iar ca specificații hardware primim aici 4 GB memorie RAM, un procesor quad-core Qualcomm Snapdragon 820, o baterie de 3300 mAh, port USB Type-C, difuzorul audio și în partea de sus avem și jack audio. Avem parte de certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf, asistentul virtual al celor de la Google și tehnologia de încărcare rapidă Qualcomm Quick Charge 3.0. Telefonul vine într-o carcasă unibody cu ramă metalică de 7,9 mm și spate din sticlă protejat de Corning Gorilla Glass 5. Din câte am înțeles, panoul frontal este protejat de Gorilla Glass 3 și revenim încă o dată asupra acestui ecran ce arată pur și simplu inedit. Acesta este LG G6, un telefon care va costa în jur de $800. Iată-l încă o dată. Un telefon foarte compact cu display de 5.7 inch. El este LG G6.